Bine v-am regăsit! Începe o nouă ediție a podcastului Drumul către Medalii, podcastul Agenției Naționale pentru Sport, realizat în parteneriat cu Televiziunea Română. Astăzi este o ediție pe care o voi dedica Jocurilor Paralimpice, eveniment ce s-a încheiat de doar câteva săptămâni. Am în studio alături de mine, l-am pe campionul olimpic Alexandru Bologa și pe Tamaș Gherghe, antrenorul lui. Felicitări, domnilor! În primul rând, mulțumesc pentru prezență și bine ați venit! Mulțumim! Spun cu mare emoții Jocurile Paralimpice. Am trăit o bucurie uriașă, iată, la această ediție a Jocurilor. Un lot format din 6 sportivi, un lot mic, dar cu suflet mare, un lot mic, dar care a obținut 2 medalii. Aurul lui Alex Bologa și bronzul Cameliei Ciripan. Am onoarea să țin în mână mascota Jocurilor Paralimpice. Asta este, de fapt, mascota pe care am primit-o eu de la Comitetul Național Paralimpic și căruia îi mulțumesc. Și am și, desigur, mascota lui Alex, pe care a primit-o cu prestigioasa medalie. Mamă, cât de grea este! Îmi tremură mâinile, sincer. Este o emoție foarte mare pentru mine să țin o asemenea valoare în palmele mele. Este poate o ocazie unică. Alex, cum ai simțit acest eveniment după bronzul de la Rio de Janeiro din 2016, în 2021 ai obținut iar bronzul la Tokyo, acum a venit aurul? A fost un moment emoționant, mi-am dorit foarte mult să obțin această medalie și mă bucur că visul meu din copilărie, acela de a cuceri medalia de aur la Jocurile Paralimpice, s-a îndeplinit. Sincer, nu cred că am văzut vreodată mai multă emoție în sufletul, în ochii, în mâinile unui sportiv, cum am văzut la tine. Mie, cel puțin, mi-ai transmis toate acele emoții, le-am captat și te-am studiat, oricum am văzut toate meciurile tale, ți-am urmărit evoluția. Și de asta spun, deci nu am văzut, cred că, vreodată mai multă emoție. Eu sunt un sportiv care fără emoții nu funcționez cum trebuie. Eu, atunci când am emoții, atunci pot să mă mobilizez mult mai bine și să am un randament mai bun. Așa mi se întâmplă de fiecare dată când am o competiție importantă și lucrurile așa au fost să fie, ca să fiu acolo și să obțin această medalie. Cu ce ți s-a părut diferită ediția asta de la Paris față de celelalte? Și aici mă refer, desigur, la emoții, că diferența e mare. În Rio am mers ca speranță. Nu îmi dădea nimeni nicio șansă la medalie. Rio fiind prima ta ediție de Jocuri Olimpice. Da. Am plecat ca și om care de-abia s-a calificat. Nu se aștepta nimeni să iau o medalie. A fost ceva minunat la acel moment. În Tokyo a fost pandemie. Cumva a fost o olimpiadă mai tristă, așa că fără spectatori te simțeai ca și la o competiție amicală, cumva. Atâta că era miza importantă. Acum la Paris au fost mulți spectatori în tribune, având în vedere că Jocurile Paralimpice s-au desfășurat în Europa. Au fost foarte mulți români și mă bucur că au fost acolo și au trăit împreună cu mine această medalie cucerită. Ai auzit vocile lor în public, nu? Le-ai simțit aproape de tine? Da, cu siguranță. Am auzit oamenii care mă susțineau din tribună. Având în vedere că erau foarte multă lume, oricum nu știam cine e. Nu puteam să îmi dau seama că
cine e acolo în spate, cine strigă sau... Știi cum e când auzi vorbindu-se limba ta? Da. Parcă îți dă așa un plus de curaj, doream, de energie. Da, și îmi doream foarte mult să le ofer o bucurie. Și mă bucur că am reușit. Interesant este cum ai punctat, că îmi doream să le ofer o bucurie. Deci tu te-ai gândit la toți ceilalți, nu te-ai gândit neapărat la tine. Sau te-ai gândit întâi la ceilalți, apoi la tine? M-am gândit și la mine și la ceilalți. Îmi doream foarte mult să... Niciodată n-au fost atâția români ca să mă susțină la o competiție. Și atunci îmi doream să fiu acolo pe primul loc. Tomi, pentru tine cum a fost această a treia ediție a Jocurilor Paralimpice? După cum a spus și Alex, a fost trei ediții destul de diferite din punct de vedere emoțional. Rio a fost, într-adevăr, pentru noi fiind prima, nu știam exact ce ne așteaptă acolo, bineînțeles, a fost emoțional, poate a fost top. Tokyo, într-adevăr, a fost o ediție cumva foarte tristă și foarte... foarte ciudată din punctul ăsta de vedere, cu lipsa spectatorilor, cu acel stres de testare, de efectiv o deschidere a Jocurilor Paralimpice fără spectatori, era chiar foarte ciudat. Parisul a fost total altă treabă din punctul de vedere, cel puțin la judo, să știi cu o lună și ceva, două înainte, că este sold out la bilete. Știam că francezii sunt foarte, foarte mari iubitori de judo și atmosfera din sală și în jurul sălii a fost ceva unic. Și nici nu știu dacă va mai putea fi repetat în viitorul apropiat, nu știu, în Los Angeles sau Brisbane, unde vor mai fi. În orice caz, a fost ceva extraordinar, ceva ieșit din comun. Spunea mai devreme Alex de publicul, că au fost foarte mulți români și am văzut în imagini și pe transmisie, am văzut și în fotografii că ați avut parte și de susținerea doamnei Elisabeta Lipă, președinta Agenției Naționale pentru Sport, doamna ambasador a fost acolo. A fost o delegație destul de mare, pe lângă, desigur, probabil românii care locuiesc la Paris. Asta v-a motivat, v-a ajutat, ați primit încurajări din partea tuturor celor prezenți și nu numai români, că s-au auzit și alte limbi vorbite. Da, a fost, știam că va veni doamna Lipă și chiar ne simțim onorați și ne-am simțit onorați și în momentul respectiv și chiar îi mulțumim că a venit să-l vadă expre pe Alex. Într-adevăr, am avut foarte mulți prieteni care și-au exprimat dorința să vină la Paris să ne vadă din diferite colțuri ale Europei sau ale lumii. Foști colegi de-ai noștri de la judo, actual colegi de la judo din Cluj au venit foarte mulți care să ne vadă. Și într-adevăr a fost un plus să avem atâția susținători acolo, atâția prieteni, atâția apropiați care la un moment dat auzeam vocile din tribună și cred că a contat foarte mult sau cel puțin am simțit susținerea lor. Mm-hmm. Alexandru Bologa este al doilea campion paralimpic din istoria României, sportivul nostru care pe 7 noiembrie va împlini 29 de ani. Mai avem încă puțin și te sărbăm. A reușit, iată, să câștige prima lui medalie paralimpică la această ediție, după alte două participări, după două medalii de bronz a venit aurul. Spuneam că este al doilea campion paralimpic, trebuie să-l menționăm aici și pe Eduard Nova, care a reușit performanța în 2012 la Londra, în proba de urmărire pe pistă din cadrul competiției de ciclism. Să vă mai spun câteva lucruri și aici poate ne ajută un pic Alex. Este, după cum bine știți, este nevăzător, este multiplu campion european cu 4 titluri, are un titlu de campion mondial și acum e, iată, reușita supremă, aurul olimpic. Care este povestea ta de viață, Alex?
Eu sunt învățător de la 6 ani. Am urmat școala pentru deficienți vedere de la Cluj-Napoca. Prima dată, prima legătură cu sportul a fost în notul. Am practicat în jur de 3 ani, iar în 2011 am început judo printr-o selecție efectuată de către antrenorii cluburilor CSM Cluj, Universitatea Cluj, la inițiativa Comitetului Național Paralimpic, care era și este în continuare președintă Saliud. Doamna Saliud Ramont. Uh-huh. Știu că ești și un jucător foarte bun de șah. Îmi place să ai joc. Ai câștigat toate competițiile în școală, ai spune. Nu fi modest. Îmi place să joc. Acum, în ultimul timp, n-am mai prea jucat, dar ceea ce ai învățat și ceea ce îți place nu uiți niciodată. Cu siguranță. Tomi, voi faceți echipă de cel puțin 10 ani, nu? Undeva din 2013 am preluat, practic, de la colegele mele, Gianina și Ianică, care au fost cumva descoperitorii, ei au început acest proiect. Gianina, da. Eu am preluat undeva în 2013, la începutul anului, și de atunci avem o colaborare, pot să zic, zilnică, de cele mai multe ori. Și este chiar este un prilej în care aș vrea să mulțumesc la foarte multă lume care a fost alături de noi chiar de la început, cum a zis și Alex, cele două cluburi, Universitatea și CSM Cluj. Aș vrea să mulțumesc pe această cale, a fost printre primii care ne-a ajutat cu echipament și un pic de logistică, domnul Marius Fizer, care este și președintele Federației Internaționale de Judo. Bineînțeles, doamnei Sally Wood-Lamont, care personal a avut și Comitetului Paralimpic, care a avut inițiativa de a începe acest proiect și cu care am ajuns unde am ajuns în final. Da, înțeleg că doamna Lamont este trup și suflet alături de sportiv și mi se pare și normal, definitiv, pentru că este la cârma acestui comitet. Da, este până la urmă, are un foarte mare merit, fiindcă ea a fost cea care a venit la noi în Cluj la sala de judo și ne-a propus această colaborare, din care a ieșit această medalie până la urmă de aur la Paris 2024. Care a fost momentul, Alex, în care ai știut că judo este sportul pe care vrei să-l continui? Că, uite, făceai deja de 3 ani în not. Puteai în aceeași măsură ca la această ediție și la celelalte două să fii în apă, să concurezi la natație? Din primul moment în care am intrat în sală, am simțit ceva special pentru acest sport. La fiecare antrenament eu mergeam cu plăcere și acest lucru, și merg în continuare cu plăcere, și acest lucru se vede în rezultate. Uh-huh. Cât de mult datorezi această plăcere antrenorilor? Foarte mult, deoarece ei îmi creează mediul propice care să faci sport cu plăcere. Este un lucru foarte important pentru un sportiv, ca atunci când merge la antrenament să meargă din plăcere și să facă din plăcere, deoarece atunci când faci din plăcere nu te gândești și nu spui întrebări că de ce faci. Tomi, ce reprezintă pentru tine? Tomi, pe lângă antrenor, îmi este ca un tată, tot timpul e lângă mine și mă susține în tot ceea ce fac. Și pentru tine, Tomi, ce reprezintă Alex? Reprezintă o parte foarte importantă din viața mea. Cum zice, dacă eu sunt un tată, el ca și un fiu. Fiu. Mm-hmm. Bineînțeles. Și reprezintă până la urmă o
cea mai mare realizare a mea ca și antrenor, care eu la început chiar nu, nici nu visam sau nu am avut de gând să devin antrenor. Am acceptat acest proiect, am intrat cumva trup și suflet și în continuare fac această treabă. Mă dedic cu mare parte din timp. Deci e undeva una din cele mai importante lucruri din viața mea. Era oarecum poate o mișcare firească să devii antrenor, pentru că ai făcut și tu sport. Chiar mă uitam, în 93 ai obținut locul 2 la Festivalul Olimpic al Tineretului European. Cred că în Olanda, nu? Da. Valkenswaard, da. La categoria 71 de kilograme și cred că era o continuare firească și era și păcat să nu pui în valoare ceea ce ai învățat și tu toată copilăria, apoi te-ai maturizat acolo. Da, aici avem o asemănare destul de mare cu Alex, fiindcă și eu înainte de judo am făcut în not. Din punctul ăsta de vedere, eu după aceea am făcut numai judo, n-am practicat alt sport. La fel ca și Alex, și fac treaba asta deja de la vârsta de undeva de la 7 ani și eu trăiesc în 7-8 ani în lumea judoului, care suntem până la urmă ca o familie și niciodată nu m-am despărțit în totalitate, doar că nu am avut gânduri la început sau imediat după ce am terminat sportul să devin antrenor. Dar așa te-a dus viața. Un destin sau a fost o cale din viața mea care m-a apropiat și am descoperit că pot să fac treaba asta fără nicio problemă. Știi cum e, că nimic nu este întâmplător. Probabil că împărțiți toate sentimentele, toate victoriile, toate rezultatele, că nu înseamnă întotdeauna că sunt victorii. Deși analizând palmaresul lui Alex, pare că nimeni nu-i stă în față, este mereu foarte bun și aș vrea să vorbim un pic, uite, chiar despre rezultatele lui. O să menționez câteva dintre cele mai bune rezultate internaționale. Am deschis, desigur, subiectul cu aurul olimpic, însă să vorbim, de exemplu, despre Grand Prix-ul din Germania, unde tu ai obținut medalie de argint anul acesta. Desigur, medalia de aur în Antalya, în Turcia, iar medalie de aur la Grand Prix-ul Tbilisi și sunt multe, foarte multe competiții. Dacă mă uit în jos, de care competiție ți s-a părut cea mai dificilă, Alex? Am două competiții care țin minte că mi-au fost mai dificile. Și care au fost probabil la început. Nu neapărat la început. A fost, de exemplu, mi s-a părut o competiție foarte grea. Competiția de bronză care l-am obținut în Baku, deoarece am mers accidentat la competiție. Și mi-a fost foarte dificil să concurez în acel moment. 8 noiembrie 2022. Da. Campionatul mondial. Da. Am mers cu, cumva, aveam fractură de peroneu. Wow. Și n-am avut timp, adică la o lună jumate după fractură eu am intrat pe saltea. Dar și acum la Jocurile Paralimpice, din câte țin minte, a fost accidentat, nu? N-ai avut o problemă la picior? Cel puțin am auzit unul dintre comentatori care spunea... Nu, purtam doar tibiere pentru protecție. Aveam tibiere pe piciorul drept pentru protecție, dar nu aveam o accidentare. Acum, întorcându-ne la ultima competiție, cea de la Jocurile Paralimpice de la Paris, unde Alex a câștigat medalia de aur para judo,
la categoria 73 de kilograme, categoria J1, l-a învins în finală pe sportivul din Kazakhstan, Yergali Shamey. Mă uitam că este mai înalt ca tine, bine, și ceilalți adversari au fost mai înalți ca tine. Mi s-a părut foarte interesant momentul în care te-ai apropiat și probabil că îți evaluezi, nu? Întotdeauna oponentul, adversarul, punând mâinile pe el, îți dai seama de înălțime sau care sunt percepțiile atunci înaintea meciului? Noi pregătim meciul de acasă. Pentru fiecare om îl pregătim. Avem analiz video și atunci eu când intru pe saltea știu ce trebuie să fac. Aveam pentru fiecare adversar o anumită tactică de meci. Și știam cu sportivul din Kazakhstan, mai ales în finală, că trebuie să dau la ași, adică să cerări, ca să pot să mă apropii și să... Să cerări? Da. Uh-huh. Să pot să mă apropii, să mă apropii de el, să-l mișc, deoarece este un sportiv puternic și odată ce îl scot din confortul lui, o să pot să intru sub el și să-l proiectez. Asta a fost tactica de meci și mă bucur că am reușit să alegem tactica potrivită. Probabil că nu era prima dată când întâlneai adversarul ăsta, nu? Da, am avut și finala de la Mondiale, tot cu Shamey și atunci mi-a fost mult mai dificil. Am câștigat la Hanso Kumaki, adică la un avertisment. Am avut meci în Golden Score, adică punctul de aur. Mm-hmm. Și am mers acasă, am studiat și am cumva ne-am uitat nu neapărat ce am greșit, ci cum am putea ca să câștigăm mai ușor. Ai zis că v-ați uitat. Tomi, înaintea unui meci bănuiesc că tu urmărești imaginile cu sportivul și practic le transmiți lui Alex și mă întreb sub ce formă cum le explici? Acum, cum a zis și Alex, a fost prima dată și cred că a fost cumva avantajul nostru foarte mare. Prima dată când avem un analist video cu care am făcut împreună o analiză atât al lui Alex în timpul meciurilor, în timpul antrenamentelor, cât și a tuturor adversarilor. Știam că avem 15 adversari. Am făcut o analiză destul de amănunțită la fiecare în parte. Undeva la 90% dintre Alex a luptat în concursurile anterioare. Îi știa sau i-a simțit destul de bine. După care am trecut la această analiză pe fiecare în parte, le-am analizat absolut toate mișcările, toate ticurile, să spunem, sau modalitățile de a-și face tehnicile, știam de fiecare foarte bine ce face sau ce urmează să facă și le-am lucrat, bineînțeles, în antrenamente specific tehnice, inclusiv cu mine, inclusiv cu adversari, de exemplu, care sunt, eu sunt dreptaci de felul meu, mi-e foarte greu să imit un stângaci și atunci am avut adversari care, parteneri la antrenament, care sunt, de exemplu, stângaci și atunci știam că trebuie să facem pentru doi dintre adversarii lui Alex la Paralimpiadă au fost stângaci, care e o șansă destul de mică să prinzi doi stângaci într-un concurs sau în același concurs. Și atunci chiar am studiat, am anunțit și spre, de exemplu, finala știam exact ce trebuie să facem sau ce trebuie să facă Alex, în ce moment să atace sau când este mai sigur atacul. În timpul meciului, Alex, auzi vocea lui Tomi? Că tu îi strigi de pe margine, nu? Îi spui, dai directive, nu știu, e al de guler, nu, trântește-l, ipon, sus, jos, habar n-am. Da, aud, dar cum a fost, de exemplu, la Paris, a fost foarte multă lume, foarte greu să auzi ceva în momentul ăla.
Da? Că uite, de exemplu, mi-am adus aminte de o filmare pe care am făcut-o tot aici în cadrul podcastului cu Lăcrămioara Perijoc și spunea că vocea antrenorului parcă este imprimată undeva în subconștient și că pot fi mii de oameni în jurul ei, dar ea aude întotdeauna vocea antrenorului și mă gândesc că chiar ți-a rămas acolo și timbrul lui vocal, știi cum e? Când strigă Alex, ia-l de rever, nu știu, Alex, acum întoarce... Da, auzi, dar în judo sunt mișcări într-o fracțiune de secundă. Tu poți să zici, dar până când tu vorbești și îmi spui, deja e prea târziu. Da, că e vorba de fracțiuni de secundă. După cum spuneam la început, că am avut momente în care, sincer, eu nu mi-auzeam vocea și eram... Nu ți-auzeai vocea de gânduri. Nu neapărat. Dacă intra, de exemplu, concura un sportiv francez în același timp, asta vorbesc de preliminare, fiind pe două saltele, concomitent, dacă intra și am prins una din meciurile lui Alex în sferturile de finală, efectiv, am simțit că degeaba, cum da. Nu mi-auzeam eu vocea care eram lângă mine, după Alex să mai audă vocea. Deci, efectiv, era un, nu știu, vacar. Eu n-am mai trăit așa într-o sală de judo, în competiție, să am un sportiv într-o competiție și să fie așa zgomot sau vacar, efectiv, în... În finală deja a fost total altceva acolo. Dacă era cu francezi, era mult mai dificil din punctul ăsta de vedere, dar acolo deja am putut să transmit, cred, exact ce avea nevoie. Pe transmisie, ce informație are nevoie Alex. Pe transmisie chiar mi s-a părut că erau trei saltele, dar ai zis că nu erau decât două și atunci... Nu, erau două în preliminare și în blocul final doar o saltea. O saltea. Uh-huh. Care erau finale de bronzuri și de finala de aur. Alex, care a fost adversarul care ți-a dat cel mai mult de furcă? Nu pot să spun că mi-a dat un anumit adversar. Să zic, am fost pus în foarte mare dificultate. Știind la ce să mă aștept, mi-a fost mult mai ușor. Și știam cu fiecare adversar ce trebuie să fac. Și atunci lucrul ăsta îmi dădea o siguranță. Reușești înainte de meciuri să te detașezi de gânduri, să te concentrezi strict pe meci, să analizezi ceea ce percepi tu de jur împrejurul tău? Da, reușesc. Eu când intru în sală, îmi spun de aici nu ies fără medalie de aur sau îmi pun ceva în cap și atunci nu contează prin ce trec, cât de greu e, te ridici și mergi mai departe. După aia, după competiție, avem timp să ne refacem, să fac total altceva. Când ești în sală, te concentrezi pe ce ai de făcut și atunci dă cumva, dai totul în acel moment. Tomi, ce-l mobilizează cel mai mult sau îl stimulează pe Alex într-o competiție? Știi că e, nu știu, acel lucru sau cuvânt magic. Îi spui ceva, ai un gest, nu știu... În principiu, concursurile la care participăm, bineînțeles, înainte de concurs discutăm adversarii sau eventuale adversari, că de multe ori, cum a fost și la Paris, nu știam, după tragerea la sorți, știam că va lupta cu unul dintre cei doi, care, el fiind extras numărul 1, fiind favorit, atunci e sistemul, cred că la tenis este la fel. Favoriții au un tur liber și după aceea își află adversarii din lupta anterioară. Deci ei au o luptă în plus. Nu știu dacă este vreun cuvânt magic în toată ecuația asta. Bineînțeles, sunt în anumite momente informații probabil primordiale care trebuie să-i le dau sau simt că trebuie să-i le dau. În schimb, Alex cred că își face treaba și are o putere de a se automotiva, poate ieșită din comun, și este una din calitățile
lui principale, cred. Uh-huh. Alex, ce înseamnă fair play-ul în para-judo? Contează foarte mult. Noi sportivii știm prin ce trecem fiecare dintre noi. Ne respectăm. Pe lângă sportivi, noi suntem și prieteni, cumva. Noi când intrăm pe saltea, atunci suntem cei mai mari dușmani, dar în afara saltelei, cumva, suntem prieteni. Și atunci, cumva, lăsăm la o parte rivalitatea, cumva te bucuri și de succesul cuiva. Mi-am adus aminte acum de imaginile acelea de la festivitatea de premiere cu voi patru pe podium și desigur n-auzeam pentru că erau cei doi speakeri, cei doi announcer care spuneau de rezultatele voastre, de Alexandru cel Mare. Pe lângă asta, de fapt, ce voiam să te întreb este ce ți-au spus sportivii de pe locul 2 și locul 3? Pentru că ți-au zis niște chestii probabil foarte drăguțe, te-au felicitat, ai avut un zâmbet de milioane. Alexander the Great, dacă mi-am adus aminte. Alexander the Great. Cu siguranță m-au felicitat. Ei cu siguranță își dorea fiecare dintre sportivi să fie pe primul loc, dar fiecare care am fost acolo, cumva pe podium, ne-am îndeplinit obiectivul și cumva când ieși dintr-o competiție de asemenea învergură, te bucuri că ieși cu bine, că mergi cu o medalie acasă. Iar imaginea cu tine pe locul 1, când ai urcat pe podium, ai avut așa un gest și cu mânuțele, ochii care ți străluceau, erai cu zâmbetul, era o bucurie din aia unei copil, parcă, care a primit cea mai frumoasă sau cea mai dorită jucărie. Și prin acele momente ai transmis foarte multă emoție. Da, mi-am dorit foarte mult să iau această medalie și atunci când îți dorești foarte mult te bucuri și automat când te bucuri transmiți și emoție. Tomi, ați primit o grămadă de felicitări de la prieteni, cunoscuți, familii, desigur, până la oficial. Uite, citeam de exemplu, bine, doamna Elisabeta Lipa a fost acolo la Paris, a fost în tribune și v-a felicitat în mod direct, a scris: l-am văzut în semifinală că este cumpătat, gândește mișcările, este antrenat și stă foarte bine pe picioare. Din acel moment am simțit că Alexandru va câștiga medalia de aur, medalia paralimpică. Înțeleg că ți-a și transmis aceste gânduri, nu? Ți-a zis înainte cu o seară de finală. La noi competiția toată se desfășoară în aceeași zi. Doamna Elisabeta Lipă a ajuns joi seara, adică înainte cu o zi. De da. Competiția de când se intră în competiție și cum am văzut, mi-a zis: mâine vei ieși campion. Acum a simțit, nu a simțit. Ideea este că oricum te-a stimulat. Da. Da, uite, vezi, a avut o viziune. Mai vreau să precizez aici și ce mesajul pe care l-a transmis premierul Marcel Ciolacu, care a zis: Alex este o sursă de inspirație pentru noi toți, că nimic nu este imposibil. Felicitări, Alexandru Bologa, pentru medalia de aur la para-judo de la Jocurilor Paralimpice. Un tânăr extraordinar care a muncit din greu pentru a-și îndeplini visul și o sursă de inspirație pentru noi toți, că nimic nu este imposibil, oricât de greu ar fi drumul până acolo. Ți s-a părut măgulitor mesajul ăsta? E unul dintre probabil miile de mesaje, că în social media a fost plin. Da, a fost plin. Eu nu prea am avut timp să citesc toate mesajele.
mă bucur că sunt apreciat de premierul României și acest lucru cumva mă stimulează în continuare să obțin rezultate formidabile. Ai fost și decorat cu Ordinul Meritul Sportiv clasa 1, președintele Klaus Iohannis. Chiar așa, ce ți-a zis în momentul în care ți-a înmânat distinția? Că ți-a zis ceva? Te-a felicitat, probabil, și? Și mi-a spus că este un rezultat formidabil și se bucură că la a treia încercare am reușit să-l obțin. Pentru tine, Tomi, cum a fost distinția asta? Ai fost prezent acolo? E a doua oară când participam, am fost invitat și după Rio. În 2016? În 2016. Acum, din nou, a fost altfel emoțional. Pentru mine chiar a fost extraordinar să cunosc, pentru mine prima dată, să cunosc niște legende ale sportului românesc, cum a fost Nadia Comăneci, pe care am cunoscut-o personal acum. A fost cumva așa un vis și pentru mine să o cunosc, care chiar este undeva foarte sus. Oriunde merge în lumea asta, toată lumea o cunoaște. Alături de toți acești medaliați olimpici, toți care au luat medalie la Olimpiadă și la Paralimpiadă, alături de, bineînțeles, doamna Lipă, care însă, ea însă și este o legendă a sportului românesc și a canotajului, a fost ceva de nedescris. Bineînțeles, domnul președinte, care ne-a primit și este un moment cumva unic și foarte binevenit, cred că, pentru sportiv și pentru să fie apreciat de către acești oameni extraordinari. Alex, uite, ai fost descris la superlativ de doi dintre foștii tăi profesori. Vorbim acum despre Alexandru Vana și directoarea școlii, care, să vă spun că Alex a terminat cursurile școlii de nevăzători din... Nu? Greșit. Nu? E greșit? Sunt informații care... Nu e Alexandru Vana. Nu e? Sunt informații care le-am... Silviu Vanda. Silviu Vanda, am înțeles. Uh-huh. Da, care, mă rog, te-a lăudat, a spus că eu n-am mai văzut așa monument de ambiție, ca să nu piardă orele de la școala de nevăzător, se trezea la ora 5, apoi la 5 jumate era în bazin la piscina olimpică la Universitatea Tehnică și la ora 8 pe băncile școlii, unde învăța foarte, foarte bine. Fără exagerare, un monument de ambiție, un exemplu pentru toți copiii din școală. Ce pot să zic? Îmi doream foarte mult să devin sportiv de performanță și să obțin rezultatele europene, mondiale, jocuri. Și cumva atunci când am ales acest sport și mi-am dat seama că îmi place foarte mult, știam că voi ajunge acolo. Viața n-a fost deloc ușoară pentru tine. Au fost momente când ai luat în calcul să abandonezi? Cu siguranță sunt momente grele în viața fiecărui sportiv. Sigur. Dar ceea ce este cel mai important este atunci când îți este cel mai greu să te ridici, să mergi mai departe și să găsești o variantă bună pentru a continua și pentru a ajunge acolo unde îți dorești. Ce vei face când vei încheia cariera sportivă? Îmi doresc să aduc sportivi, mai ales cu dizabilități de vedere, înspre sportul de performanță în judo, în ceea ce știu să fac cel mai bine, și vreau și eu, ca la rândul meu, să pot să duc sportivi înspre
sportul de performanță și să ajung acolo unde am ajuns și eu. Mm-hmm. Tommy, Alex este un elev docil, un sportiv docil. Am rămas parcă la statutul de elev, de copil. Da, este un, este un sportiv care de multe ori am zis că e sportivul care un antrenor și îl dorește. Este muncitor, este foarte dedicat. De multe ori poate prea dedicat. Acum dau exemplul, ne-am întors luni de la Paris și el marți era la antrenament, că a vrut să meargă la antrenament. Chiar l-am întrebat, te pregătești pentru ceva sau... Efectiv, adoră, îi place judo, îi place ambientul din sală și atunci este, bineînțeles, foarte, foarte ușor să... sau ușor. Este foarte ok să lucrez cu el, atât la judo, cât și în antrenamentele de pregătire fizică, în toate tipurile de antrenamente care le facem. Alex, ai superstiții? Nu prea cred eu în superstiții. Eu cred că dacă muncești, atunci cu siguranță vei avea rezultate. Și important e să muncești, să-ți dorești și să te gândești că nimic din ceea ce faci nu faci degeaba. La un moment dat o să te ajute. Ai amintiri înainte de vârsta de 6 ani? Da, țin minte cum arată obiectele, cum ce puteam să percep până la acea vârstă. Și acum cum le percepi? Cum, uite, de exemplu, când întâlnești, hai să spunem, oameni noi, poți să-ți formezi o părere, cred eu, destul de repede, după ce discuți, intri în contact cu el? Îmi dau seama că... Mă nu dau seama exact cum arată, nu știu, fața sau culoarea ochilor, că n-am de unde să-mi dau seama, dar fizicul și așa, îmi dau seama cum, cam cum arată și îmi dau seama de un om, cum e mai mic, e mai slab, mai gras, lucrurile astea îți dai seama, dar de detalii e mai greu. Adică îți dai seama dacă o femeie poate fi frumoasă sau nu? După voce? După... Îmi dau seama, normal că îți dai seama, dar de culori nu mai greu să-mi dau seama. Acum, dacă îmi zice cineva că are ochii verzi sau ochii albaștri, sau, atunci îmi imaginez că, bă, cum sunt ochii, că știu cum arată culorile. Dar... Așa, în rest, în afară de culori, așa îmi dau seama, normal. Aș vrea să încheiem această emisiune în cel mai simpatic și mai drăguț mod și să vă spun un secret. La finalul Jocurilor Paralimpice la Paris s-a întâmplat o chestie care va schimba poate viața lui Alex. Am aflat și eu ieri. Alex s-a logodit la Paris imediat după ce a câștigat medalia olimpică, a cerut-o pe Maria de soție. Acum spune-ne și de planuri de nuntă, când, cum. Felicitări în primul rând. Mulțumesc. Ai fost emoționat? Da. Ți-au tremurat mâinile? Emoționat. Nu mi-a tremurat mâinile, dar a fost un moment special care nu o să-l uităm niciodată. Maria Petruța, nu știu cum a reacționat Maria, dar încerc să-mi imaginez cum a fost acel moment în care ai îngenunchiat, mâncare atâta lucru să știu. Da. Și ai pus inelul pe deget și ai întrebat-o? Dacă vrea să fie soția mea. Și? A zis că da, bineînțeles. Păi... Normal. Vă doresc să fiți fericiți. Mulțumim. Alex, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru sportul românesc. Te felicit încă o dată pentru toate rezultatele tale, pentru toate medaliile tale și cu atât mai mult pentru această medalie de aur pe care ai obținut-o la ultima ediție a Jocurilor Paralimpice. Un moment în care ne-ai făcut din nou mândri. Să-l felicit în aceeași măsură și pe Tommy, care a fost alături de tine în ultimii 11 ani, din câte țin minte, că sunteți o echipă grozavă. Și să te mai întreb,
Ce mai urmează? Ce-ți mai dorești acum? Îmi doresc să mă bucur de judo. Vreau să continui cel puțin 4 ani la cel mai înalt nivel. Iar cel mai important este să fiu sănătos, să pot să reprezint România la cel mai înalt nivel cât mai mult timp. Doamne ajută, așa să faci. Deci vă pregătiți pentru, și pentru următoarea ediție Jocurile Paralimpice de la Los Angeles 2028. Vă doresc mult, mult, mult succes. Așteptăm invitația la nuntă. Mulțumim frumos de invitație și bineînțeles o să încercăm și să ducem încă 4 ani un ciclu olimpic după cum s-a exprimat Alex. Bineînțeles încercăm și vom fi alături de el să încercăm să repetăm această performanță, bineînțeles, care oricum rămâne undeva foarte sus și în inimile noastre. Ați scris istorie. Da. Vă felicit încă o dată. Mult succes. Casă de piatră. Mulțumim. Deși nu cred că urmează chiar acum de curând și nunta. Cine știe, poate o să ne dai și alte vești, că o să devii tătic. Oricum, mai încolo. Doamnelor și domnilor, am ajuns la final. Iată, am avut onoarea să am în studio al doilea campion paralimpic din istoria României, Alexandru Bologă, care a venit însoțit de Tamaș Gherie, de antrenorul lui. Vă mulțumesc încă o dată. Și dumneavoastră vă mulțumesc că ne-ați urmărit până la final. Vă reamintesc că în fiecare joi seara de la ora 8 revenim cu o nouă ediție a podcastului Drumul către Medalii. Mulțumim TVR pentru susținere. Pe curând!